în anul 1900, pe când Puccini se afla la Londra, pregătindu-se pentru premiera britanică a operei sale Tosca, a văzut o piesă de teatru cu titlul Madama Butterfly. A aflat că această piesă a fost la rândul ei bazată pe un articol din revista unui avocat celebru la vremea respectivă, care a susținut că sora lui a povestit despre această experiență personală. Așa a luat naștere Madama Butterfly, una dintre cele mai emoționante opere tragice. La Nagasaki, într-o casă de pe colină, se serbează căsătoria dintre Cho-Cho-San, Madama Butterfly, și ofițerul american Pinkerton. Consulul Sharpless îi atrage atenția că tânăra mireasă ia mult prea în serios această căsătorie, care pentru Pinkerton este doar amuzament. Continuarea este tragică și nu doresc să vă întristez, dar până la urmă toate am sfârșit, nu? Pentru dumneavoastră, invitatul nostru din Coreea de Sud,